Problema balcoanelor construite pe domeniul public la parterul blocurilor a revenit în atenția autorităților locale. În Craiova există aproximativ 2000 de balcoane de acest gen. Unele dintre acestea au fost realizate pe bază de autorizație de construcție, însă marea majoritate au fost edificate în mod ilegal. Poliția locală va inventaria aceste lucrări, va aplica amenzi și îi va obliga pe craioveni să intre în legalitate. Această măsură presupune întocmirea unui proiect, obținerea certificatului de urbanism, a avizelor de specialitate și, în final, a autorizației de construire. Lipsa autorizației constituie contravenție care se sancționează cu amenzi de până la 100.000 de lei. Vor fi sancționați atât proprietarii apartamentelor cât și constructorii. Cei care nu se vor conforma măsurii de intrare în legalitate vor fi nevoiți să demoleze acele balcoane și acolo unde există autorizație de construire vor fi verificate condițiile impuse prin aceasta și dacă proprietarii au încheiat contracte de superficie cu autoritățile locale. Încă din anul 2014 proprietarii au avut posibilitatea să încheie asemenea contracte pe o perioadă de până la 99 de ani, potrivit cărora terenul se atribuie gratuit cu sarcina achitării taxei pe teren, care este o obligație fiscală. Vor fi autorizate doar construcțiile care respectă configurația balcoanelor de la etajele superioare și nu au depășit suprafața acestora.